Azi au fost deschise porțile primului after school gratuit din Giurgiu și cei 50 de copii înscriși până acum pot rămâne după ore să-și facă temele ori să participe la cercurile de abilități. Școala pune la dispoziția elevilor 4 săli de clasă unde, sub supravegherea cadrelor didactice, își pot face temele ori pregătire pentru concursuri și olimpiade. After school-ul se adresează tuturor copiilor școlii, dar și celor din afară care își doresc să frecventeze un after school. Sunt înscriși copiii de la clasa 0 până la clasa 8-a. Și venim astfel și în întâmpinarea dorinței părinților de a ajuta pe copii în efectuarea temelor, de a fi supravegheți o perioadă mai lungă de timp părinții mergând la serviciu, acolo unde au locurile lor de muncă. Pentru elevii claselor 5-8, programul este de 2 ore dimineață, de la 10 la 12, timp în care programul lor se axează în special pe istorie, laboratoare de fizică și chimie, creație literară și matematică. Elevii claselor primare rămân la after school după ora 12 până la 16. Sub supravegherea învățătorilor își efectuează temele timp de 2 ore, apoi pot participa la activități recreative de genul dans, limbi străine, sport și pictură după un orar bine stabilit. Noi deja am luat inițiativa de a avea cercuri, diferite cercuri în școală pentru a exploata cumva creativitatea copilului și capacitatea lui de a se exprima și aptitudinile lui. Am gândit că e bine să le avem într-un cadru mult mai organizat și atunci am luat această hotărâre de a organiza after school. Și pentru că ideea de after school presupune ca elevul să servească și o gustare, în acest moment conducerea școlii face demersuri la autorități și oameni de bine pentru a găsi sprijin să reușească să le asigure măcar masa de prânz. Încercăm să obținem sponsorizări și astfel invităm pe toți cei care vor să ne sprijine să ne ajute cu un sandwich, cu o masă, să asigure prânzul copiilor. Chiar a venit cineva deja de săptămâna trecută când se făceau înscrierile și ne întreba câți copii sunt la o anumită clasă, pentru că acolo vrea să și, pe clasa respectivă, vrea să și asigure prânzul copiilor. De remarcat este faptul că after school-ul de la școala gimnazială Savin Popescu are program și sâmbăta, în principal pentru elevii de la ciclul gimnazial, pentru pregătirea participării la concursuri și olimpiade.